Băi, ieri am vrut să comentez, dar mi era cam rău. Sunt fan. Sunt fan fan la Titil. Nu, la Tulip. Nici ăla nu știu de lucrul ăla. Asta este personaj de... Hai să mai facem la cultură apel. Vreau să zic și eu ceva, sunt mulțumit, sunt fericit. Ieri am urlat, o secundă, ba, suficient, când am aflat că Simona a câștigat. A bătut-o pe originală? Mă, băi, atâta e. Simona, mă, mă, și e musculoasă, e frumoasă, negresa. Băi, dar era fășcăită negresa. Vreau să caut. Dacă găsesc eu partida, trebuie să mă uit. Mă uit și așa. Tare. Păi Simona a spus ce vitez, dar am văzut mai multe segmente. N-am văzut mai multe. E și frumoasă, și super tare, și serios. Se-am câtat și ce-a făcut. Simona, am auzit că au bărfit-o. Aia n-a zis. Foarte bine, invidioși. E numărul 2 mondial, nu? Sau o să ajungă numărul 1 mondial, păi, puteți să măcar pe o perioadă, o să fie pe o perioadă de câțiva ani. Din cineva. Toată viața ei plină de sate și cine copilărie până acum, n-a fost în zadare. A fost dedicație specială, de față de partea universului, cum ar fi. Și asta ea o face în primul rând, Hocoriuc așa gândește, pentru țară, România și a ei, ea a avut grijă de ea, dar fără aportul ei, trup și suflet, nu de ce face nimic. A vrut, a muncit, a câștigat. Trebuie să vrei din tot sufletul, când vrei să obții ceva. Ceva care e aproape inegalat. E aproape, pentru că la un moment dat o să fie cineva numărul 1 mondial, după ce o să fie. Dar asta e o mare realizare, ca și cum ai lua o olimpiadă internațională la orice materie. Tot respect. Uite, oameni care ăștia în orice post trebuie să muncim toți. E un exemplu superb pentru oricine. Simona Halep. Și n-am muncit așa pe dar în pula aia, în copilărie. S-a dedicat total. Nu există jumătate de măsură. La performanță. Dacă vrei performanță, nu există jumătate de măsură. Bineînțeles că are și anumite aptitudini structurale, fiziologice, chiar psihologice. În primul rând psihologice, are o mică foarte. Dă-i seama ce efort face acolo. Deci, am muncit foarte mult. Rușinea celor care au încăpura hatărea. Sunteți niște geloși, interacate, căcăcioși.